În zarea nemuririi, unele legi ale puterii și frumuseții. Gândurile noastre redau înfățișării noastre forma și întipărirea individuală. Gândurile noastre determină mișcările, ținuta și înfățișarea exterioară generală. Legile frumuseții și ale sănătății complete sunt identice. Ambele depind de starea sufletească, sau cu alte cuvinte de calitatea gândurilor, care adeseori trec de la alții la noi și invers. Urâțenia expresiei provine întotdeauna de la violarea inconștientă a unei legi oarecare, atât la cei tineri cât și la cei bătrâni. Fiecare semn de decadență în corpul omenesc, fiecare manifestare de slăbiciune, tot ceea ce cere de exteriorului omului un aspect respingător, emană din predominarea stării lui sufletești. Natura a plantat în noi, așa zisul instinct, iar eu l-aș denumi înaltă rațiune, pentru că noi acționăm cu simțuri mult mai fine când urâm sluțenia și imperfectul, adevăratele semne ale decadenței. Înclinarea născută a naturii omenești impune a fugi de imperfecțiune și a căuta comparativ perfecțiunea. Înalta noastră rațiune are dreptate atunci când se teme, din aceeași cauză, de riduri și șubrezenie, ca de o îmbrăcăminte murdară și ruptă. Corpul este veșmântul viu și în același timp și instrumentul spiritului. Veacuri întregi, din generație în generație, din copilărie chiar, ni se întipărește gândul despre existența și irevocabilitatea necesară a legii naturii, prin care corpul nostru, după trecerea unui timp determinat, se veștejește, pierde din grațiile lui, iar intelectul se sleiește. Nouă ni se spune că spiritul nu e în starea de juca aceasta. Nu-i stă în putere de a renaște corpul cu ajutorul forțelor care există în noi, de a-l face tot mai nou și mai plin de vanitate. Irevocabilului mers al naturii îi este atât de puțin necesar să distingă acțiunea viețuitoare a corpului omenesc, după cum îi este indiferent dacă ne transportăm cu cai de poștă sau un automobil, dacă trimitem corespondența prin curier special sau prin telegrafie. Ar fi o ignoranță stupidă de a susține cu îndârjire ce anume se încadrează în legea naturii. Este o greșeală fatală a socotii acea porțiune mică a trecutului, care ne este cunoscută, drept un indicator sigur a tot ce va fi să se întâmple în vecii vecilor. Dacă planeta noastră a fost așa după cum ne învață geologia, adică o masă de forțe sălbatice și neînfrânate în forfoteală, dacă și regnul vegetal, animal, iar apoi viața omenească au fost mai grosolane, atunci nu ne servește aceasta ca iluzie, speranță, și ca dovada a faptului că mergem în întâmpinarea marii fineți și perfecțiuni la care tindem acum, întotdeauna și în fiecare clipă? Nu înseamnă oare finețe, sporirea autorității, după cum forța fierului crește până la oțel? După cum se știe, omul este cea mai subtilă ființă organică. Oare în el nu trebuie să se dezvolte cele mai înalte și încă necunoscute forțe? Mii de gânditori din toate țările se întreabă în secret. Pentru ce ne nimicim să pierdem ceea ce este mai bun, mai neprețuit în viață, exact în acel timp în care am agonisit experiența și înțelepciunea ce ne-a adaptat mai mult la viață? Parcă abia s-a ivit vara și zilele au și început să fie mai scurte. Chemarea multora la început se exprima numai prin șoapte. Rugăciunea, dorința, rugăciunea maselor începe întotdeauna de la implorarea nascuns. Cei din tâi, temându-se să nu pară ridicoli, cu greu se hotără să șoptească vecinului. Și totuși, la baza experienței stă adânc în fipt următorul adevăr. Fiecare dorință, gândită sau exprimată, apropie scopul râvnit în mod nemijlocit, către intensitatea dorinței, și aduce creșterea numărului doritorilor. Ei își dirigează funcțiile sufletești pe o cale determinată și prin aceasta se pune în mișcare puterea latentă a voinței, care ajută la realizarea dorinței, putere ignorată încă de înțelepciunea scolastică.
În felul acesta, milioane de oameni doreau un ascuns, un mijloc mai rapid de deplasare. Au fost descoperite aburul și electricitatea. Curând, vor veni la rând alte probleme, alte cerințe, năzuințe interioare, exigențe interioare. Se înțelege că la primele încercări de a realiza dorințele ce ne par deocamdată fantome, nu vor lipsi greșelile și insuccesele, dar și în timpul primelor descoperiri tehnice au fost ciocniri de trenuri, explozii de cazane, etc. Bătrânețea noastră este de două feluri, bătrânețea sufletului și a corpului. Sufletul a obținut maturitatea prin nenumăratele sale întrupări și forme de existență în cursul a milioane de ani, până la starea superioară de conștiință actuală. El a uzat multe corpuri tinere ca pe niște haine. Ceea ce noi numim moarte nu este altceva decât incapacitatea de a întreține în bună stare veșmântul fizic, de a împrospăta mereu corpul nostru cu elemente vitale. Odată cu maturitatea și experiența spiritului, sporește și capacitatea lui de predominare asupra corpului, transformându-l după voința sa. Prin această autoritate sufletească se poate obține frumusețea, sănătatea, forța și iubirea oamenilor. Pe de altă parte, aceeași forță, în mod inconștient, poate să ne facă urâți, bolnavi, slabi și respingători, cel puțin în această viață, căci la urma urmei, evoluția care tinde către finețe, către perfecționare, transformă totul în forme mai purificate. Iată ce fel de puteri magice posedă gândurile noastre. Cu toate că sunt invizibile, ele totuși sunt reale, ca și floarea, pomul și fructul. Sub acțiunea neîntreruptă a gândurilor, mușchii imprimă gesturi reflexe care oglindesc caracterul acestor gânduri. Omul hotărât umblă altfel decât cel nedecis. La omul nehotărât, mișcările, înfățișarea, felul de a se exprima, precum și ținuta corpului, sunt timide. Cu timpul, sub influența timidității, corpul devine stângaci, diform, bun de nimic. Membrele corpului seamănă cu literele unei scrisori scrise în grabă, într-o stare de nesiguranță. Scrisul e strâmb, neregulat, pe când dispoziția senină și dinamică produce expresii armonioase și un scris plăcut. Zilnic pătrundem în atmosfera unei noi faze de viețuire, cugetăm asupra unui caracter imaginar pe care îl dorim, iar prin rolul dominant, ce ni-l reprezentăm mai des, redăm corpului, adică măștii acestui rol, cele mai reliefate trăsături. Acel care și-a făcut un obicei de a se văicări aproape întotdeauna, de a fi indispus, de a se plânge de soarta sa, de a serba orgia ipohondriei, își otrăvește sângele, își desfigurează expresia, căci în laboratorul tainic al sufletului se prelucrează nevăzutul, germenul otrăvitor. Acest germen otrăvitor, a cărui acțiune e pusă în mișcare de închipuire, adică prin cugetare, atrage din mediul înconjurător, conform neînduplecatei legi, alți germeni asemănători lui. A te deda unei stări de iritare, de disperare, înseamnă a-ți deschide porțile sufletului pentru fluidul mental al tuturor oamenilor iritați și disperați din întregul oraș. Aceasta înseamnă a-ți alimenta propriul magnet, sufletul, cu curenți dăunători și distrugători și a-ți pune în contact bariera mentală cu toate curentele de aceeași natură. Acela care se gândește la tâlhari și crime se pune în acest fel în legătură sufletească cu fiecare tâlhar și criminal de pe tot globul pământesc. Dispepsia provine nu atât de la mâncare, cât de la dispoziția în care ne-am obișnuit să mâncăm. Cea mai bună pâine, mâncată cu amărăciune, acționează asupra sângelui ca o travă. Să ne închipuim o familie ce prânzește stântăcută în jurul mesei, cu un aer de umilință și o înfățișare încordată, parcă ar zice: în fine, trebuie să îndurăm și aceasta. Tatăl e dus pe gânduri și meditează la afacerile sale sau s-a cufundat în citirea unui ziar, înghițind odată cu mâncarea toate crimele și sinuciderile publicate, furturile prin spargere și scandalurile din ultimele 24 de ore.
Regina casei, supărată, se gândește la neplăcerile gospodărești. La o asemenea masă, odată cu mâncarea, se introduce și elementul mâniei, nenorocirii și descompunerii în fiecare organism, provocând tuturor celor prezenți dispepsii de diferite feluri. Când grimasa predomină expresia feței, atunci și gândurile fac aceeași grimasă. Prin lăsarea în jos a unghiurilor gurii, gândurile, imitând forma gurii, sunt și ele înnecate și triste. Fața omului este cel mai bun indicator al stării sufletești și de aceea prima impresie este atât de importantă. Predispoziția la grabă, provenită de la prostul obicei de a agoni mentalmente corpul, încovoaie umerii înainte. Omul ponderat, care este stăpân pe sine, nu se grăbește niciodată, își concentrează voința, intelectul său, numai într-o singură direcție. Se dedă cu trup și suflet unui singur țel, se obișnuiește a se dirija, a fi armonios în fiecare mișcare, pentru că spiritul lui este într-o stare de absolută destindere și stăpânire asupra corpului și membrelor sale. El nu se grăbește peste fire, nu se îngrijorează de ceea ce poate să se întâmple în viitorul apropiat sau îndepărtat. Combinând proiectul unei oarecare afaceri, întreprinderi sau descoperiri, omul își creează din elemente nevăzute ceva tot atât de real ca și mașina din fier și lemn. Acest proiect sau întreprindere, la rândul lor, atrag forțe nevăzute pentru realizările lor, forțe care duc către materializarea finală în lumea realității. Iar omul care se teme de rău, căruia este frică de mizerie și așteaptă nenorocirea, își creează prin aceasta, în închipuire, un tablou imaginar al unei puteri tăcute, care adună în jurul său, conform aceleiași legi atractive, elemente vătămătoare și distrugătoare. Reușita sau nereușita decurg din aceeași lege, care poate să servească în favoarea primei sau celei de-a doua, la fel cum o aceeași mână este capabilă să salveze sau să omoare. Cu gândurile noastre construim mereu din substanță nevăzută, ceva care atrage puteri ce ne pot fi folosite sau dăunătoare, corespunzătoare cu caracterul gândurilor emise. Acel care socotește că va îmbătrâni mentalmente, se vede un bătrân șubrezit, iar în urma acestei închipuiri bătrânețea îl va răpune. În schimb, rămâne tânăr omul care e capabil să-și facă un plan, să se înfățișeze pe el însuși, plin de tinerețe, putere și sănătate, putând să se cufunde neîmpiedicat în el și să se contopească cu înfățișarea voită, să se debaraseze de mulțimea care, repetându-i mereu că va îmbătrâni, inevitabil va îmbătrâni. Noi trebuie, neîntrerupt, să construim idealul propriului nostru eu, atrăgând prin aceasta elemente care ajută întotdeauna condensarea reprezentării ideale în realitate. Cei iubitori de a gândi la ceva măreț, puternic, la munții, râurile și arborii din jurul lor, atrag către ei elementele acestor forțe. Omul ori își construiește în sine puterea și frumusețea, ori consecutiv se îndoiește și cade din nou în vechile concepții ale masei. El nu distruge totuși ceea ce a zidit mental. Lucrul s-a oprit numai și așteaptă însuflețirea următoare. O gândire pesimistă asupra frumosului, a forței tinereții, pune piatra fundamentală a realizării acestora. După felul gândului pe care îl vom avea mai des, acela vom fi. Dumneavoastră spuneți nu, dar pacientul dumneavoastră nu se gândește, eu sunt tare, ci dimpotrivă, cât îmi este de rău. Pacienții dumneavoastră suferinți de dispepsie nu zic, vreau să am un stomac sănătos, ci eu nu mai diger nimic. Și din această cauză așa este și în realitate. Noi vindecăm bolile și nu pe noi înșine. Vrem să ne desmierdăm suferințele noastre. Dacă răcim tare, inconștient, tusea ne provoacă imediat milă de noi înșine. În timpul unui tratament corect, atât bolnavul cât și cei ce îl înconjoară, ar trebui să se înarmeze împotriva bolii, imaginându-și tabloul sănătății. Vindecările sunt tot atât de molipsitoare ca și îmbolnăvirile.
Sănătatea este tot atât de contagioasă ca și pojarul. Oare cât nu ar da cei maturi pentru a avea membre tot atât de tinere și elastice ca ale unui băiat de 12 ani? Picioare cu care să se cațăre în pomi, umblă și aleargă pe balustrade, aleargă pentru că le place să alerge și nu pot altfel. Dacă s-ar găsi asemenea membre de vânzare, cât de mare ar fi cerința din partea obezilor și obezelor, asemeni unor saci cu făină cărora și în faetoanele e greu și se văicăresc. De ce oare omenirea, încă din cel mai fraged timp al vieții, aproape fără nicio împotrivire, cu supușenie chiar, se lasă să se îngrașe peste măsură, moleșindu-se, îngreunându-se? Mi se pare că facem un compromis cu asemenea înjosiri, denumindu-le destoinicii. Se înțelege de la sine că un bărbat care e tată, cetățean și alegător, unul din stâlpii statului, nu poate să zburde, să sară ca un june, fiindcă pur și simplu nu poate face acest lucru. Purtăm cu noi toate neajunsurile ca pe niște odăjdii sfinte, șchiopătând, zicem, așa trebuie să fie, pentru că nu poate fi altfel. În natură, în universuri, în oameni și în jurul lor, se îngrămădesc din ce în ce tot mai multe posibilități. Rapiditatea apariției depinde direct de felul cum cunoaștem toate aceste forțe noi, cum ne exersăm în vederea lor și cum exersăm ale stăpânii. Dar ce lene! Gândurile pozitive și negative. Fără întrerupere emanăm și captăm elemente sufletești. Ne asemănăm cu o baterie electrică care mai întâi emană forță, pentru ca mai apoi să fie din nou încărcată. Atunci când ne cheltuim puterile prin conversații, prin scris, prin meditații sau prin diferite alte ocupații, suntem pozitivi. În caz contrar, suntem negativi. În timpul stării negative sau de reînprospătare, primim forțe și elemente care vremelnic ne pot fi dăunătoare sau ne pot aduce foloase veșnice. Există curente mentale otrăvitoare, după cum există și vapori otrăvitori. Să presupunem că omul, aflându-se în stare negativă, și-ar petrece cel puțin o oră din timpul său în mijlocul unor deținuți cinici, supraîncărcați cu ură. De la ei ar absorbi elemente sufletești otrăvitoare, elemente îmbibate cu boli și cu forțe distrugătoare, elemente incomparabil mai periculoase decât otrava, care a fost descoperită pe calea analizei chimice. Fiindcă acțiunea lor e mai subtilă și mai ascunsă, adeseori resimțindu-se numai după trecerea câtorva zile, când, greșit, efectul lor este atribuit altor cauze. E de o importanță covârșitoare mediul în care ne aflăm în timpul stării negative, fiindcă în acel timp, analog buretelui, absorbim fluidul sufletesc. După trecerea câtorva ore de lucru mental sau fizic, adică în stare pozitivă, în timpul în care am emanat forța, starea negativă se prezintă ca un drept firesc și o necesitate. Este o greșeală de a o înnăbuși artificial sau a o reține. Totuși, această imprudență este necesară. E o stare care poate fi folositoare numai în condiții minuțios alese. Un om obosit, într-o societate de oameni neliniștiți și aflându-se într-o stare de iritație febrilă, va recepționa cel puțin pentru un timp calitățile lor josnice. Iar ei, la rândul lor, nu vor extrage din el forțe psihice de care e aproape secătuit. Se poate spune, ca să ne exprimăm simbolic, că și-a agățat de el greutăți de plumb. El va împrumuta cel puțin pentru un timp scurt felul lor de a gândi și a interpreta lucrurile subestimându-le. Va pierde încrederea și va deveni îndoielnic. Acele proiecte ce nu de mult îi se păreau solide și ușor de realizat, vor deveni deodată întunecate. Curajul lui obișnuit se înlocuiește cu teama. În starea sa de nehotărâre, el poate într-un moment de zăpăceală să cumpere lucruri absolut inutile, să spună ceva nepotrivit sau să săvârșească ceva ce desigur nu s-ar face. El ar acționa altfel, dacă ar fi numai cu el însuși, dacă ar emite gândurile lui proprii, iar nu absurditățile întunecate ale oamenilor care îl înconjoară.
Pentru frecventarea necesară a marilor adunări, urmează să aleagă un timp mai dinamic al forței mentale, iar la primele semne de oboseală să se retragă imediat. În orele când stăpânim forța, reprezentăm un magnet. Acesta respinge curentele vătămătoare cărora le-am fi fost expuși dacă ne-am fi aflat în stare negativă. Deci, tot ce e mai bun în viață vor obține oamenii pozitivi, luptători și încăpățânați. Cu toate acestea, nu e bine să fim întotdeauna pozitivi și să emanăm din noi gânduri, căci atunci omul alungă și respinge de la sine multe chibzuințe prețioase. În anumite timpuri, rezervele sufletești trebuie să reînnoite. Cu cât înprospătăm mai temeinic și mai rațional conținutul, cu atât e mai bine. Starea sufletească a omului pozitiv va slăbi inevitabil și va simți lipsa forței dacă nu se va comporta totdeauna ostil față de gândurile străine, dacă nu-i va fi greu, va fi întotdeauna atent și va absorbi necunoscutul și noutatea, dacă nu va deosebi improbabilul de imposibil. Propria cunoștință mărginită îi va fi unica sferă de acțiune. În schimb, oamenii mereu negativi, cei care în continuu recepționează, care se împacă cu părerea ultimului, pierzându-și încrederea în sine de la un simplu surâs sau ridicare din umeri, se aseamănă cu o canalizare prin care trec toate murdăriile. Până la urmă se înfundă țevile și nu permit trecerea curenților valoroși. Asemenea, oameni pierd capacitatea de a emite forțe pozitive. În general, trebuie să ne conformăm regulii de a fi pozitivi în societate și negativi în singurătatea corect pregătită. Omul care continuă în singurătate să se certe mental cu adversarul său, involuntar își consumă forțele. Singurătatea este necesară mai cu seamă omului care poartă pe umerii săi greutatea grijilor altora. În timpul unui asemenea repaus, nu se cuvine să ne permitem nici compătimirea, fiindcă ea ne subminează forțele și tocmai ele trebuie scadunate pentru a ne aduce cele mai bune foloase. La fel, oratorul, înainte de a-și pronunța lungul său discurs, nu trebuie să care cărbun pe scări, dorind astfel să ajute unui sărac lucrător cu ziua. Această muncă ar omorâ în orator animația, forța și strălucirea minții, poate chiar și gândurile care, direct sau indirect, ar deschide căi noi pentru ușurarea soartei, nu numai a unuia, ci chiar a miilor de lucrători cu ziua. Omul care se învârtește totdeauna într-o societate numeroasă, inevitabil pierde multe forțe, târând după sine atmosferele străine. Dar cel mai dăunător este faptul de a conviețui cu un om cu o dezvoltare mentală inferioară. În perioada pasivității, care inevitabil se întoarce înapoi totdeauna, vom fi supuși unor curente mult inferioare, indiferent de felul raporturilor, indiferent dacă acel om ne este frate, fiu sau soț. Dintre doi oameni cu un nivel de dezvoltare mentală diferită, dar strâns legați sufletește unul de altul, va suferi și va pierde totdeauna cel mai destoinic, mai fin și care e mai la înălțime, fiindcă el este mai receptibil, pe când cel de esență inferioară e capabil să capteze numai o parte din ce i-a fost trimis. Restul necaptat se pierde fără cruțare și fără niciun rost. Un contact între oameni este o formidabilă forță motrice pentru câștigarea fericirii și succesului. Contact aici înseamnă ceva incomparabil superior apropierii fizice. Suntem apropiați cu omul în virtutea intensității contactului psihic. Despărțirea nu joacă niciun rol aici. Acela care a fost timp îndelungat legat de un om cu dezvoltare mentală inferioară nu poate rupe deodată undele comunicative sufletești ce îi sunt trimise din acest izvor în virtutea puterii de obișnuință. Trebuie să-l uităm, să nu ne gândim la el cu răutate. Nu ne mai gândim deloc la el, numai în felul acesta se poate tăia firul telepatic și să ne eliberăm. Pare aceasta rece, aspru, grozav? Dar care poate fi sensul pentru doi oameni de a păstra în amintire legătura dăunătoare pentru unul sau pentru amândoi? Căci dacă o parte suferă, cu timpul va suferi și cealaltă. La fel e vătămător pentru repaus.
Prin urmare, în stare de pasivitate, a citi romane captivante, a te identifica cu eroilor, a inspira, să zicem, o atmosferă absurdă, în timpul propriei slăbiciuni și receptivități. În special în timpul când mâncăm, ar trebui să fim mai pasivi. Cel care primește mâncarea, adică materialul necesar construirii corpului său, trebuie să facă aceasta într-o bună dispoziție, liniștit, vesel și echilibrat. A mânca și a ocărâ, a te certa sau a te gândi la afaceri, înseamnă a fi pozitiv exact în acel timp când se cere o negativitate absolută. Dacă ocara și cearta se produc verbal sau numai mental, se înțelege, nu are nicio importanță. Este dăunător de a lua masa cu omul pe care abia îl suporți, de a cărui stare sufletească trebuie să te izolezi. Aceasta cere cheltuiala forței și pozitivitate. De aceea, numai oamenii legați cu o simpatie cristalină ar trebui să fie comeseni. Omul care se află adesea în singurătate atrage curente înrudite cu aspirațiile lui sufletești. Spațiul se prezintă ca un magnet puternic, care cu timpul se încarcă cu propriile gânduri. Noi trăim atunci într-un plan mult mai pur, mai înalt, accesibil sugestiilor, care mai întâi vor fi sfioase ca un vis tăinuit. Pe neașteptate apare nevoia de societate și atunci iei fără alegere ceea ce scade sub mână sau te lași încântat de curente. Pacea internă este nimicită. Toate reveriile îți apar deodată, după părerea generală pur absurditate. Judecata sănătoasă reîncepe să bârfească, să critique și să nu mai contrazică tonul de behăit al turmei. După aceea, rămași din nou cu noi înșine, simțim o adâncă nemulțumire și o indispoziție. Ne reproșăm cu mâhnire că am trădat drepturile sufletului nostru. Multe suflete mari suferă de apăsarea gândurilor parazitare care se agață de ele și fără voia lor le vatămă. Se înțelege că nimeni nu trebuie și nu poate rămâne mult timp în singurătate. Dar acela care are puterea să rupă cu relațiile lui inferioare își deschide drumul numai prin aceasta către altele superioare. Omul care e înarmat cu puterea răbdării, a așteptării, atrage în calea vieții sale oameni care îi dau acel repaus adevărat și acel ajutor pe care numai contactul îl poate da. Gândurile lui superioare servesc ca o verigă de unire între el și posesorul gândurilor asemănătoare. Cel care se ține tare de elementele sale inferioare se desparte prin aceasta de lumea superioară, căreia până la un anumit grad îi aparține. În ce anume constau așa zisele relații prietenești? Oare nu în unica și veșnica rumegare ale unora și acelorași cuvinte și gânduri, ale unora și acelorași gesturi? Oare nu înseamnă că se suportă reciproc an după an? Adevărata viață vie este starea varietății, descoperirilor noilor curente mentale. În ea se produce un schimb neîntrerupt de forțe și gândiri între suflete de aceeași înălțime. Iată izvoarele, ascensiunile până la o existență veșnică. Izvorul tinereții corpului și sufletului constă în capacitatea de a transforma momentan tot aparatul mental în pozitivitate, atunci când suntem înconjurați de gânduri grosolane, rămânând în schimb în negativitate, adică receptiv pentru izvoarele creatoare. Curajul să ne fie flacăra călăuzitoare, să nu ne fie frică de nimic și să nu considerăm nimic ca imposibil, să nu urâm pe nimeni, ci numai să ne ferim de rătăcirile străine, să iubim pe toți, dar să acordăm încrederea cu prudență și înțelepciune. Unele prescripții practice sufletești. Trăim într-un vârtej de senzații, cunoștințe noi, experiențe noi și cu toate că am fost convinși de adevărul lor, ele se pierd prea ușor în banalitățile obișnuite, în cele întâlnite în fiecare zi. Nimeni dintre noi nu poate să se bazeze în prezent și în viitor, că va trăi la înălțimea noilor legi, principii și metode ale existenței. Chiar dacă avem o deplină încredere în adevărul lor, se ascunde totuși în noi o doză de încăpățânare care se împotrivește tăcută. Această doză de încăpățânare este materia, experiența corpului, a sângelui,
a celulelor și de aceea nu se pot repeta îndeajuns noile intuiții. Există în alta autoritate, forța dominatoare care pătrunde și înviorează totul. Noi compunem o parte a acestei forțe. Ca atare, posedăm aptitudinea de a tinde tăcuți și neobosiți prin rugăciune sau prin dorință, să ne îmbibăm cu tot mai multe calități înrudite acestei înalte forțe. Fiecare gând al nostru este o realitate, o forță. Fiecare gând reprezintă piatra pentru construcția soartei noastre, fie în bine, fie în rău. Omul obligat să locuiască într-o casă urâtă, să se hrănească rău, să trăiască cu oameni grosolani și banali, trebuie ca în fundul imaginației sale să se opună la tot ceea ce este umilitor. El trebuie să-și imagineze că locuiește într-o casă frumoasă, că se hrănește cu mâncări alese, la o masă cu oameni distinși. O asemenea stare sufletească îl va îndrepta către mai bine, fără amărăciuni și fără sforțări. Fii bogat cu duhul, cu imaginația și conștiința, după ele va urma și bogăția materială. Omul care se vede mereu pe treapta de jos a scării va rămâne pentru totdeauna pe ea. Starea predominantă, apăsătoare sau învingătoare, formează în timp toate condițiile fizice ale vieții. Nu pune niciodată granițe posibilităților viitoare. Niciodată nu spune, mai departe nu pot merge. Întotdeauna voi fi mai jos decât cu tare sau cu tare om. Sau, corpul meu trebuie să se ruineze și să piară, fiindcă în trecut multe corpuri omenești s-au ruinat și au pierit. Nu gândi, capacitățile și talentele mele sunt mediocre. Eu voi trăi și voi muri ca și milioanele de oameni din jurul meu. În felul acesta, fără cunoștință de cauză, găsesc mulți și se nimeresc în sclavia înșelăciunii. Ei se încarcă cu toate relele și consecințele lor chinuitoare. Ei distrug posibilitatea de a trece cândva limita lumii actuale. Ei pleacă de pe cărarea înaltelor adevăruri, fără a avea nevoie. În fiecare om este germenul unei oarecare capacități, unui oarecare talent. Fiecare are o vocație bine determinată, tot așa exclusivă ca și viețuirea sa. Căci în creația fără sfârșit, nesfârșită este și variația manifestărilor, fie că e viețuirea, apusul soarelui sau creierul omenesc. Să dorești câteodată să fie liberat de orice frică. Fiecare secundă consacrată unei asemenea dorințe ajută puțin eliberării tale din robia fricii. Conștiința nesfârșită nu cunoaște frica, dar vezi că veșnica ta succesiune constă într-o apropiere tot mai mare de conștiința infinită. Noi absorbim gândurile oamenilor simpatici nouă și ale celor pe care îi vedem mai des. Dacă acești oameni sunt inferiori și trăiesc mentalmente în sferele inferioare, atunci faptul acesta se reflectă în rău asupra noastră, căci într-o relație inegală este învinsă totdeauna mintea subtilă și superioară. Norocoșii ne întind gânduri despre succese, ca niște fire. Acei fără noroc, cei ce nu reușesc, emană dezordinea, lipsa răbdării sistematice sau lipsa puterii credinței. Noi absorbim toate acestea ca buretele apa. Este mai bine să nu ai cu nimeni niciun fel de raporturi, decât să întreții relații cu oameni stupizi și proști, ce trăiesc fără niciun țel. Curentul lor mental ne izolează de ființele asemănătoare nouă, adevărații noștri prieteni. Când în vreo acțiune sau afacere cădem într-o situație fără nicio ieșire, nu se cuvine acționa prompt, ci se cuvine aștepta, îndepărtând chiar și gândul de la chestiunea dificilă. Numai aceasta îți va întări energia și inițiativa. În acest mod se adună forțele care curg din toate părțile. Ele se manifestă sub forma combinației, inspirației, circumstanței afluente sau întâmplării. În timpul așteptării nu ne-am oprit. Cererea noastră ne duce în curentul mental la întâlnirea cu chibzuința. Omul care se bizuie în vreo acțiune exclusiv pe oameni, înseamnă că și-a alunecat de pe calea bună care duce la izbândă. Despre acțiunile, planurile și speranțele tale să vorbești numai cu oameni în care ai încredere absolută și știi că îți doresc succesul.
Niciodată nu te încrede în oamenii care te ascultă dintr-o simplă politețe. Fiecare cuvânt exprimat înseamnă forță pe care o răpește acțiunii tale. Numărul oamenilor în care poți să te încrezi este extrem de restrâns. Căci o urare bună și sinceră a unui singur prieten, care te ascultă timp de 10 minute cu atenție sinceră, reprezintă o adevărată forță vie, auxiliară, care, alăturându-ți se, lucrează din acest moment în colaborare cu tine pentru binele tău. Urmărind o țintă măreață, vei fi călăuzit către oameni cărora le vei inspira încredere în tine și pe care îi vei putea convinge vorbindu-le. Cerând pentru tine însuți dreptatea, tu o ceri în numele întregii omeniri. A permite să te înșele, să te păcălească, să te chinuiască, fără a protesta mental sau verbal, te identifici cu înșelăciunea și ticăloșia. 10 minute petrecute în reproșuri contra soartei tale sau în invidii față de fericirea altuia reprezintă o anumită cantitate de forță risipită pentru agravarea destinului tău. Fiecare gând de invidie sau de ură zboară înapoi ca și bumerangul australienilor. A nutri simțuri rele împotriva marilor bogătași înseamnă o risipă care aduce nu numai nenorocire, ci ne distruge din vreme fericirea în pregătire. Se înțelege că nu trebuie să așteptăm o eliberare momentană, când ele au devenit o a doua natura noastră. Obiceiurile urâte, adunate o viață întreagă, se dezrădăcinează numai încetul cu încetul. Camera dumneavoastră este acel atelier în care ar trebui să se construiască noul eu, din noile elemente mentale. În această cameră nu trebuie permisă intrarea străinilor și chiar noi ar trebui să ne petrecem acolo timpul, numai atunci când suntem într-o bună dispoziție și voioșie. În ea trebuie să idealizăm și să ne vedem visurile împlinite. Cu timpul, această cameră va fi încărcată literalmente cu fericire. Din fiecare obiect vor țâșni spre noi amintiri despre gândurile frumoase din trecut și ne vor da posibilitatea să săvârșim fapte asemănătoare minunilor. O indispoziție căreia te supui nu este altceva decât o boală. Un suflet bolnav îmbolnăvește corpul. Majoritatea bolnavilor își pregătesc mentalmente cu stăruință, an de rândul, o îmbolnăvire definitivă. Din contră, cu cât ne aflăm mai mult timp într-o permanentă așteptare de viitor fericit, cu atât devine mai mic pericolul de a pierde această stare, chiar și pentru scurt timp, fiindcă ea a devenit a doua noastră natură și nu suntem în stare să o distrugem împreună cu toate acele stări nesfârșite și plăcute ce decurg din ea. Toți, fără excepție, suntem construiți din forțe denumite gânduri. Toate faptele noastre nu sunt altceva decât o neîntreruptă rugăciune. Se înțelege că rugăciunea nu se concepe aici ca o însușire de cuvinte cunoscute. Omul care meditează asupra părților obscure ale vieții, gândindu-se mereu la dezamăgirile avute și loviturile soartei, nu face altceva decât imploră dezamăgirile și loviturile pentru viitor. Acel care așteaptă nenorocirea, numai prin acest simplu fapt, se roagă ca ea să se întâmple și fără îndoială nu va întârzia să vină. În societate, aducem cu noi nu numai corpul, ci și aura noastră care inconștient ne face să fim simpatici sau antipatici în fața societății, indiferent că vorbim sau tăcem, căci ceea ce gândim este incomparabil mai important decât ceea ce spunem. Atmosfera specifică ce ne înconjoară atrage sau respinge. Ceea ce ni se întâmplă nu este altceva decât o consecință a stării noastre sufletești, ce dăinuiește de mai mulți ani. Înclinarea către adevăr aduce cu timpul rezultatele cele mai bune și durabile. Aceasta nu este un sentimentalism, ci pur și simplu o știință. O asemenea direcție dată gândurilor atrage împrejurări și oameni în care poți să ai încredere, suflete înrudite în care viața noastră își găsește refugiu. Să nu apună soarele înainte de a-ți trece mânia. În această rugăciune biblică constă taina sănătății. Omul care se culcă seara supărat și mâhnit în timpul somnului se află în sfera răului și adună supărări și mâhniri pentru a doua zi. Graba este un obicei prost, care distruge mai multe vieți decât se crede.
gramnică, nerăbdătoarea legarea șireturilor încălțărilor de dimineață, atrage după sine o febrilitate pentru toată ziua. Fă rugăciuni ca să scapi din acest învălmășag, ca să-ți capeți liniștea. Oamenii aspri țin viața în mânuși de arici. Ei dirijează totul cu mintea limpede, fără a da de bănuit, fără îndârjiri fizice inutile. Dacă dimineața la sculare simți apăsarea tot ce va urma în cursul zilei, ca de exemplu grijile casei, afacerile, cumpărăturile și alte obligații urgente, trebuie să te așezi pentru 30 de secunde și să-ți zici: nu voi permite acestor obligații să mă domine. La început am să mă ocup de un singur lucru, iar celelalte am să le las deoparte până ce primul lucru va fi definitiv terminat. Așa veți avea toate șansele pentru reușita împlinirea acestui lucru, iar după aceasta le veți îndeplini și pe celelalte, în ordine, unele după altele. Elaborarea acestei stări liniștite a gândurilor concentrate ne transportă, deci, spre circumstanțe, întâmplări, evenimente și cunoștințe mult mai convenabile decât o stare semiconștientă de grabă nebună. Până în prezent, încă mai credem în diferitele neadevăruri, credem inconștient, rătăcirea ne este ascunsă și în felul acesta continuăm a trăi conform rătăcirilor necunoscute. Din ele decurg suferințele vieții noastre. Fă rugăciuni zilnice ca să obții capacitatea de a distinge falsul în concepție și să nu te sperii dacă vei descoperi incomparabil mai multă falsitate decât te aștepți. Dacă ești suferind și crezi că un medicament sau sfatul doctorului te-ar putea ajuta, atunci ia medicamentul, urmează sfatul, dar sprijină-te mereu pe gândul: iau această doctorie nu pentru vindecarea corpului meu, ci numai ca un ajutor pentru suflet care în curând își va câștiga forțe și capacități ca să se poată ajuta totdeauna pe sine însuși. Niciodată nu ți învăța copilul să aibă păreri inferioare despre el însuși. Dacă el se va obișnui cu aceasta, atunci și alții se vor învăța să-l prețuiască mai întâi copil fiind, iar mai târziu ca om matur. Nimic nu influențează atât de fatal personalitatea cu auto-umilința. Mulți copii încep viața moleșiți sub presiunea acestor sâcăieli de ani de-a rândul. Învățați copilul nu numai să viseze reușita, dar și să fie sigur de ea. O așteptare îndelungată a succesului aduce împrejurări, mijloace și modalități pentru a-l obține. Până în prezent avem cele mai vagi noțiuni despre felul cum ar fi putut să fie viața și ce fel de posibilități tăinuiește ea. Ca atribut al vieții relativ perfecte, se va ivi capacitatea omenirii de a-și reînnoi corpul după dorință și de a-l păstra în starea pe care o preferă. Un corp de o frumusețe minunată și care nu va cunoaște nicio durere. Să zici: aceasta trebuie să se întâmple. Și atunci, mii de forțe se vor pune în acțiune pentru realizarea dorinței, de aceea se recomandă prudență în alegerea dorințelor, că cele pot să se întoarcă ca blestem. Pentru această cauză trebuie să-ți dezvolți smerenia în fața conștiinței nesfârșite. Fii întotdeauna pregătit pentru receptarea undelor din sfere înalte, care te învață să cunoști valorile adevărate, precum și ceea ce trebuie să dorești. Viața omului, bărbat sau femeie, nu poate fi perfectă. Omul nu este în stare să-și hotărească forțele până ce nu-și va găsi un al doilea eu, până ce nu-și va întâlni completarea sa în sexul opus și până când nu-l va cunoaște spiritualicește. După o asemenea cunoaștere, despărțirea este imposibilă. În timpul mesei, vom ține întotdeauna seama că, odată cu fiecare îmbucătură pe care o înghițim, construim în corpul nostru gândul corespunzător cu starea noastră sufletească. În timpul mesei, dă silința să fii vesel, scutit de orice griji și plin de speranță. Și dacă nu poți să ai și să păstrezi o astfel de stare, atunci să o evoci prin rugăciune. Ziua și noaptea, fă rugăciuni pentru conștiința nesfârșită a înțelepciunii superioare, a forței și bucuriei. Să recunoști cu smerenie sufletească superioritatea conștiinței nesfârșite înseamnă într-adevăr a te deda cu trup și suflet bunului superior.
Undele superioare ale înțelepciunii trec toate prin existența noastră. Dacă ne aflăm pe adevărata cale pentru a le recepționa, unde care, încetul cu încetul, ne vor elibera de rătăciri și ne vor conduce de la mai bun la perfecțiune. Conștiința aceasta ne transpune treptat într-o nouă sferă, pe o altă cale a vieții și ne apropie de acei de care avem mai multă nevoie. Dumnezeu în arbori. E fericit omul care iubește copacii. Copacii mari, crescuți în sălbăticie și libertate, acolo unde i-a sădit nesfârșita forță și unde nu poate pătrunde îngrijirea omenească. Tot ce e sălbatic, natural, e mai apropiat de univers, îi inspiră mai real și mai pur ritmul spiritual al infinitului. Iată de ce ne cuprinde o nespusă bucurie în mijlocul naturii sălbatice, în pădure, în munți, în general acolo unde nu sunt urme ale culturii omenești. Noi inspirăm emanațiile neîntrerupte, iradiate de copaci, munți, păsări și de toate celelalte varietăți ale infinitului. Această emanație tămăduiește și reînnoiește. E mai vitală decât aerul. Această emanație este forța psihică izvorâtă din tot ce este viu. Această emanație nu o veți găsi niciodată în orașe și nici în parcurile și grădinile cultivate. E fericit omul care iubește profund și devotat arborii sălbatici, păsările și animalele, ca pe niște egale ai săi, știind bine că și ei la rândul lor îl răsplătesc din plin pentru această iubire. Tot ce e viețuitor răspunde la simpatie și antipatie. Noi suntem reprezentanții unei părți a conștiinței infinite, arborii sunt reprezentanții alteia. Iar iubirea este un element nevăzut. Apa via lumii, care se rostogolește în valuri mari, dintr-o parte spre alta a cosmosului invizibil ce ne înconjoară. Arborele, gândul viu al lui Dumnezeu, merită toată atenția noastră. El conține poate înțelepciunea care nouă ne lipsește, căci fiecare observare atentă a arborelui ne dă putința de a dobândi organisme cu mai multă curățenie, frumusețe și sănătate. Vrem să ne izbăvim definitiv de boli, să avem o inimă mai ușoară și un spirit plin cu bucuria de viață. Pentru fiecare zi care vine dorim o viață nouă, o nouă bucurie. Deoarece corpurile noastre trebuie să devină cu anii mai ușoare, nu mai grele. Vrem de plin să cunoaștem cu fiecare celulă infinitul, vrem să reușim a vedea spectacolul nemuririi. Ne trebuie capacități încă necunoscute muritorilor. Vrem să ne eliberăm de tot ce ne este fatal organismului, de suferințe și de moartea corpului pământesc. Sunt oare în stare arborii să ne dea toate acestea? Da, ei au putința să ne ajute, imediat ce vom reuși să pătrundem în sufletul lor. Trebuie însă să înțelegem rolul lor în ființa infinită. Prea puțin vom afla despre viața lor, atâta timp cât vom vedea în ei numai combustibil pentru încălzit și material pentru butoaie. Acela care într-adevăr va reuși să iubească conștiința infinită, în toate manifestările sale, va fi răsplătit pentru iubirea sa prin îmbibarea cu o parte de înțelepciune proprie naturii acesteia. O contopire a iubirii cu concepția despre arbor va învăța omenirea să tragă din păduri foloase incomparabil mai mari decât materialul pentru construcții și combustibil. Iubirea îi va șopti omului în ce mod pădurile cu înaltele și imensele suprafețe, cu miliarde de tulpini, ramuri și frunze, servesc drept cabluri ideale pentru elementul spiritual superior, pe care ele îl acumulează și îl redau omului, în proporție cu capacitatea lui de receptivitate. Fiecare din aceste forme ale existenței posedă o putere specială, elixirul vital pentru sufletul sensibil, pe care simpatia n-o transmite nouă. Însă, iubirea cere reciprocitate. Putem să căpătăm această iubire din infinit, proporțional cu iubirea noastră față de fiecare formă a existenței, fie aceasta un tufiș, fruct, insectă sau pasăre. Nimeni nu distruge și nu violează ceea ce iubește sincer. Elementul specific fiecărei forme a existenței care ni se transmite este însăși viața.
În măsura absorbirii se vor deștepta în noi forțe al căror sens poate fi înțeles numai prin cuvântul minune. Tăiați pădurile și veți distruge aceste forțe. Înlocuiți arborii sălbatici cu cei artificiali. Aceste forțe vor degenera. Astfel, pomii roditori dau în urma altoirii fructe nobile, dar din punct de vedere al pomului sălbatic, sunt fructele degenerării artificiale. Raportul nostru față de arbori și de tot ce e viu se va schimba cu totul pe măsură ce vom ajunge tinerețea veșnică, fericirea și sănătatea. Iubind arborii, plantele, insectele și păsările, noi le vom lăsa în voia lor și vom primi drept mulțumire o parte din forța nesfârșită proprie vieții lor. Dar cum să trăim, ne vom întreba, fără lemne, fără hrană vegetală și animală? Trebuie oare să existe veșnic numai o singură formă a existenței? Oare nu pot fi schimbate condițiile existenței în legătură cu noile simțuri? Instinctul a milioane de oameni respinge azi hrana animală. Se înțelege de la sine că omenirea nu va înceta deodată brutalitatea sa asupra lumii animale și vegetale. Atât timp cât va exista cerința unei astfel de alimentații, ea trebuie satisfăcută. Valoarea constă în dispariția naturală a unor astfel de dorințe. Numai atunci, sub călăuza spiritului, se va ajunge la o schimbare organică internă definitivă. Până în prezent, rătăcirea omenirii constă în aceea că ea încearcă să se însuflețească cu ajutorul propriei sale puteri de voință, impunându-și postul, pocăința și abținerea de la ceea ce îi este mai trebuincios. Însă asemenea mijloace nu izbăveau de boli, de căderi și moarte, nu îi împrospătau corpul. Ele se distrugeau tot așa ca și corpurile bețivilor. Ascetismul este o insuficiență a încrederii în grandoarea forței nesfârșite, care ne duce până la cea mai înaltă treaptă a existenței. E cel mai mare păcat a dori să te vindești pe tine însuți, separând omul chiar și numai vremelnic de conștiința infinită care îi transmite viață, odată ce el o cere cu încredere. Eliberarea de vicii, neajunsuri și de alte obiceiuri se poate obține numai prin ruga insistentă de a stinge cerințele care le provoacă. Conștiința infinită zice la fiecare respirație: veniți la mine, cereți, căutați-mă în toată creația și eu am să vă reînnoiesc veșnic corpurile și sufletele. Patimile și dorințele voastre se vor schimba treptat și odată cu ele va dispărea toată grosolănia și contradicția oricărei legi. În schimb, veți gusta bucuriile spirituale care acum sunt inaccesibile muritorilor. Odată învățați aduce o viață superioară și prin aceasta mai îndelungată, și așa va fi, vom respecta tot ce e viețuitor și din iubire le vom lăsa în libertate. Iubim nu păsărica închisă în colivie, ci numai capriciul nostru. În felul acesta, înalta iubire față de tot ce viețuiește este calea către viața însăși, care se scurge către noi, nu numai din arbori, păsări și insecte, ci și din fulgul de zăpadă care se învârtește căzând, din uragane și mări. Nu în sens figurat, ci ca forță vie. Oare de ce noi nu iubim încă astfel? Nu știm. E de ajuns a vedea calea care ne eliberează de tot ce e rău. Despre foloasele visării. Să nu ne gândim continuu. Acest lucru este obositor și atrage după sine repetarea unora și acelorași gânduri. Capacitatea de a întrerupe gândurile pozitive după dorința sa, a visa într-o stare completă de pace fizică, conține în sine una din cele mai nobile izvoare de putere și beatitudine. Să te uiți numai în acel colțișor al peisajului pe care îl visezi sau să construiești în liniște castele imaginare. 60 de secunde închinate meditației dau tot atâtea secunde de pace și reînprospătare sufletească și trupească. Chiar și în domeniul inferior al succesului material, va rămâne învingător acela care va fi în stare să se odihnească după propria voință, adică să rămână pasiv și să înlăture de la sine, după bunul plac, toate gândurile. În mâinile lui sunt frânele vieții, căci în momentul autoadâncirii, i se deschid porțile pentru noi gânduri, proiecte și întreprinderi,
care apoi în stare de completă conștiință, păstrându-se în memorie, se realizează. Toți oamenii contemporani se învârtesc neproductiv din an în an, în cercul vicios al unora și acelorași gânduri. E clar că ei, într-o asemenea stare de goană, nu sunt capabili să observe în calea lor întâlnirile cu posibilitățile și chiar dacă le-ar observa, le lipsește totuși curajul de a se agăța energetic de ele. Automat, în puterea obișnuinței, ei fac unul și același lucru zi după zi. Starea lor sufletească îi subjugă definitiv și îi ține sub greutatea gândurilor sclave. Mereu li se pare că trebuie să realizeze ceva folositor. Chiar și în somn, ei se zbat prostește, ca și cai orbi în arcan. Se trezesc dimineața obosiți. Somnul este elixirul vital numai pentru aceia care au învățat a fi visători, a se adânci în sine, a se concentra. Interpretarea în sine nu constă în denumire. În timpul călătoriilor pe mare, acești oameni sunt ca niște sălbatici neastâmpărați. Se repet fără niciun țel prin întregul vapor, trecând dintr-o cabină în alta. În tren ei așteaptă nerăbdător momentul sosirii la destinație. Odată sosiți, nu știu ce să facă cu ei înșiși. La ei acasă se agită veșnic, iar rezultatul e că ziua le-a trecut fără niciun folos. Încordarea lor mentală nu a dat nimic. Țigările generalului au repurtat mai multe victorii decât spada lui. Neluând în considerație vătămarea produsă de nicotină, o singură tragere a fumului din țigară și expirația lui, o observare involuntară a nourașilor de fum care se evaporă, evoca starea de reverie, de visare pasivă, în timpul căreia sufletul nu numai că se odihnește, ci și recepționează noile intuiții. Prin aceasta însă nici nu recomandăm și nici nu condamnăm tutunul. El reprezintă una din cele mai multe mijloace imperfecte pentru crearea stării dorite, care, desigur, poate fi atinsă prin alte căi lăuntrice, mult mai solide și mai convenabile. Iată o cale din multe. Să încerce cititorul acestor pagini să se oprească din când în când, să se lase pe spătarul scaunului cu mâinile atârnând pasiv, să nu se gândească absolut la nimic timp de 3-5 secunde. Un nouraș, o coloană de fum, o cracă legănată de vânt îi pot atrage privirea. Dar acela care nu este în stare să se odihnească cu sufletul și corpul nici chiar timp de 5 secunde, astfel de oameni sunt mulți, să evite cel puțin mișcările nervoase prea bruște. Aceasta va fi prima lecție de înaltă artă a visării și abstracției mentale. Sufletul lui și-a atras către sine atomul forței vivificatoare, care nu poate să mai dispară. Dacă trebuie să învingi agitația înrădăcinată în toată viața din trecut, nu se poate conta pe o deplină și imediată reușită. Totuși, germenul calmului este implantat deja. Acest gând nu va mai dispare niciodată. Omul să nu prelucreze însă acest gând cu prea mare încordare. Totul va crește și se va dezvălui de la sine. Stă în puterea fiecărui om să domine în mod armonios sufletul și corpul, chiar și în cele mai neînsemnate acțiuni, fals denumite astfel, cum ar fi, de exemplu, în felul de a te scula, a umbla, a răsfoi o carte, etc. Omul care e capabil să rămână în starea de contemplare după propria sa dorință, va gusta și el din bucuria unui somn sănătos și reînnoitor. Căci starea predominantă de peste zi condiționează starea nopții viitoare. Insomnia corespunde distrării, spasmul gândirii, care ceasuri întregi nu ne dă odihnă corpului omului obosit. De îndată ce cultivăm liniștea, crește și capacitatea voinței de a provoca momentan somnul, adică completa pasivitate. Exercițiile dispozițiilor mentale se prescriu exclusiv atunci când acestea prezintă comoditatea necesară și când se fac cu plăcere. În caz contrar, reușita întârzie. Taina și farmecul dezvoltării interioare constă în aceea că, la fel cu iarba câmpului, ea crește inconștient. După câțiva ani, toate mișcările noastre vor căpăta mlădiere, armonie. În anarhia mentală actuală, corpul omului, de fapt, se rupe în bucăți
sub presiunea gândurilor dezordonate și necontrolate. Odată cu mărirea calității spiritului, fiecare mișcare, fiecare pas, vor deveni un izvor de satisfacție, nemai fiind o piedică în timpul goanei inutile și fără niciun țel. Fac bine numai prin aceea că iubesc. Încetul cu încetul, toată viața se compune din elemente definite, care nu se distrug reciproc unul pe altul. Aceste exerciții simple vor transforma fiecare acțiune a noastră într-un magnet din ce în ce mai puternic și de o forță miraculoasă. Hristos și Moise, toți clarvăzătorii și magii, se aflau în pace. Acumulată în felul acesta, forța sufletească era apoi dirijată asupra bolnavului pe care îl renăștea. În povestirea despre Marta și Maria, ultima și-a ales partea cea mai bună, căci nu se ocupa de bucătărie. Ea lucra în liniște asupra dezvoltării corecte a forțelor sale și putea în câteva secunde să producă mai mult decât Marta, care ducea toată greutatea lucrului casnic. Marta istovea, Maria se înprospăta. Cultivarea păcii mărește prezența de spirit. Cu alte cuvinte, aceasta este o capacitate de a te folosi în orice moment de toată cunoștința ta, de toată energia ta, de hotărâre și tactică. Chiar simplul fapt al prezenței, în același moment a tuturor calităților, le redă valoarea. Ele sunt concentrate într-o liniște spirituală, nu fug după 1000 de obiecte împrăștiate. Starea de contemplare este la fel cu o garnizoană odihnită a cetății care gândește. Oamenii timizi, nervoși și prin aceasta întotdeauna obosiți, se evidențiază rar prin ceva. Ei nu reprezintă magnete care, lucrând în liniște, devin din ce în ce tot mai puternici, în loc să slăbească. Prin priceperea de a-ți conserva forțele și a-ți odihni spiritul, se obțin nervi de oțel. Dintr-un asemenea om va radia un fluid capabil să îmblânzească calul sălbatic. Curajul se aseamănă cu un nor de magnet pe care nimic nu-l poate străpunge. În asemenea cazuri, posibilitățile sunt nelimitate. Se poate dezvolta în corp și în fiecare organ o forță de opoziție la toate influențele materiale, de 10 ori mai mare decât până în prezent. Capacitatea de a te da visării poate fi, ca și oricare alta, dezvoltată exagerat. De exemplu, la oamenii care trăiesc parcă într-un semisomn, nedându-și socoteală de ceea ce face corpul lor. Lor le lipsește forța pozitivă de a acționa după dorința lor proprie, atunci când e necesar. Urmează a se stabili echilibrul între totalul forțelor pozitive. Omul trebuie să învețe a trece dintr-o stare în alta, când, unde și pe cât timp va voi. În această operație, venitul și cheltuiala forței poate fi stabilită cu exactitate atât de mare, încât pe timpul schimbării stării să rămână întotdeauna un mic excedent de forță acumulată. În prezent, mulți când își dau forțele lor spirituale, nu-și păstrează rezerve necesare și, în cazuri neprevăzute, se trezesc absolut neputincioși. Odată cu dezvoltarea capacității de a deveni contemplativ, se schimbă și respirația și bătăile inimii. Respirația se prelucrează de diafragmă. Pranayama, inspirația și expirația lentă, sistematică, a yoginilor hinduși, reprezintă consecința exterioară naturală a stării lăuntrice, cu toate semnele minunate ale sufletului și corpului. Există respirația sufletului, ritmul psihic, a cărei coordonare evidentă se manifestă prin respirația plămânilor. Omul care trăiește în curentul gândurilor creatoare e dotat cu capacitatea de a atrage din acest curent un element particular, prana hindușilor, atmosfera mai curată, mai puternică și mai vitală decât aerul pământului. Din acest eter dumnezeiesc, omul capătă elixirul vital, care în sfera materială dă forțe neobișnuite pentru desăvârșirea faptelor vitale eroice, atunci când e necesar.